Aniversarea 30 a Bibliotecii Onisifor Ghibu, cred eu că este o vârstă a dragostei împlinite, a dragostei trecute prin mai multe încercări și acum, împlinită, este chemată să arate roadele. Eu cred că acum e tocmai timpul când și Onisifor Ghibu se bucură și spune că visul lui este, unul dintre visele sale este împlinit. Spun lucrul acesta pentru că puțini dintre cei care n-au trecut pragul acestei biblioteci cunosc cine este Onisifor Ghibu. Onisifor Ghibu, care este totodată emblema spirituală a acestei biblioteci, blazonul bibliotecii, actuale biblioteci Onisifor Ghibu, este un mare patriot român, istoric, publicist, care, cunoscut la intersecția secolilor 19 și 20, care atunci când s-a format Republica Democrată Moldovenească, la începutul secolului 20, în anii 1917-1918, el, așa cu banii proprii, s-a dus și a cumpărat mii de abecedare, manuale, literatură artistică pentru școlile și bibliotecile din Basarabia. A trecut Prutul, a venit aici și a contribuit la mișcarea națională de la începutul secolului 19, înainte de care pregătea Marea Unire a Basarabiei cu România. Ei bine, Biblioteca Onisifor Ghibu de la Chișinău este cu adevărat copilul lui Onisifor Ghibu, pentru că atunci când ea a fost deschisă, lansată la Chișinău, eu aveam cam tot actuala vârstă a Bibliotecii Onisifor Ghibu și știu foarte bine evenimentele de atunci. Era o surpriză să se deschidă o bibliotecă de carte românească, care de fapt era o inițiativă a unor oameni de cultură de la București, în special a reprezentanților bibliotecii municipale și bibliotecii metropolitane de la București, dar este un copil, ziceam, al lui Onisifor Ghibu și prin faptul că feciorii lui Onisifor Ghibu, Octavian, mi se pare, și Mihai, au dăruit acestei biblioteci din Chișinău toată biblioteca tatălui lor. Și ziceam că e bine că actualii și foștii colaboratori ai bibliotecii păstrează și promovează blazonul spiritual al lui Onisifor Ghibu aici la Chișinău și știu că a susținut această idee foarte bine și politicienii, conducătorii și oameni de cultură vestiți în acea perioadă, deschiderea unei biblioteci de carte românească la Chișinău. Iam în vedere pe Mircea Snegur, președintele Republicii de atunci, Mircea Druc, Alexandru Moșanu, președintele Parlamentului, Ion Ungureanu, ministrul culturii, Nicolae Costin, primarul orașului. Da, și atunci șef al Direcției de Cultură a municipiului Chișinău era un scriitor, era Iulian Filip. Aceștia au susținut cu brațele deschise, cu mare entuziasm, ideea de a deschide la Chișinău o bibliotecă de carte românească, care este Biblioteca Onisifor Ghibu.
Și e bine zic că colaboratorii acestei biserici, acestei biblioteci, probabil nu era greșit să spun și acestei biserici spirituale, de biserici de carte de la Chișinău, Biblioteca Onisifor Ghibu, au continuat și au păstrat ideea de românism în acest centru cultural, la această instituție culturală din Chișinău și mereu au invitat aici personalități deosebite din domeniul culturii. Eu țin minte foarte multe evenimente deosebite care s-au desfășurat în incinta bibliotecii Onisifor Ghibu, cu participarea bunoară Ani Blandeană, Tudor Gheorghe a fost pe aici, Maria Bieșu, apoi toate personalitățile noastre culturale de aici, din Basarabia, inclusiv Grigore Vigheru, același Ion Ungureanu, Ion Batamanu, majoritatea dintre ei, dintre persoanele deosebite din domeniul cultural de la noi, au participat la evenimentele din cadrul Bibliotecii Onisifor Ghibu, dar au și apărat această bibliotecă atunci când, în perioadele de guvernare comunistă, mai ales agrariană, atunci eu țin minte scandalul cu conducerea agrariană din a doua parte a prin anii 1996-97-98, când ei insistau ca acest centru de românism, acest cuib de românism, cum ziceau ei de aici din Chișinău, să fie anihilat, să fie, să nu mai există Biblioteca Onisifor Ghibu. E bine, ziceam că aceleași personalități, inclusiv Mircea Snegur, Alexandru Istoricul și președintele Parlamentului Alexandru Moșanu, scriitorii au apărat acest centru cultural românesc din inima Chișinăului. Și e bine că conducătorii acestei biblioteci, mă refer la primul director, mi se pare că doamna Osoianu era, apoi Elena Pulpi, au continuat relațiile de colaborare cu bibliotecile inițiatoare a Bibliotecii Municipal Ghibu de la Chișinău, Biblioteca Municipală din București, Biblioteca Metropolitană și alte biblioteci din dreapta Prutului. Ei le-au inițiat, Elena Vulpi le-a aprofundat, iar actualul director, Vitalie Răilean, de mai mulți ani, le zidește în continuare cu deosebită dragoste și interes aceste relații între relații culturale, bibliofile, între malurile Prutului. Și eu, până oară, întotdeauna am respectat și mi-au plăcut, m-au interesat evenimentele culturale care au avut loc în această bibliotecă, mai ales după ce l-am cunoscut pe actualul director, Vitalie Răilean, care este un critic literar și un cercetător literar deosebit, un sufletist inimos pentru acest centru de cultură din Chișinău. Organizează diferite evenimente, apoi prin ceea ce, prin critica lui literară, întotdeauna promovează și imaginea Bibliotecii Onisifor Ghibu. Adică Biblioteca Onisifor Ghibu este în cadrul sistemului de biblioteci ale Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecescu Hașdeu, una dintre cele mai vestite, dacă nu chiar cea mai vestită, cea mai importantă, cea mai vizitată bibliotecă din Chișinău. Și
Iată, eu de atunci, de câțiva ani buni încoace, pot să spun și eu ca bunăoară Maria Mocanu, care zicea că Biblioteca Onisifor Ghibu este biblioteca ei de suflet. Aici și bunăoară am participat în ultimul timp la diferite evenimente organizate, cum ar fi lansarea cărții post-mortem a lui Nicolae Iesenenko, romanul Evreii, carte îngrijită și editată de același Vitalie Răileanu, sau evenimentele organizate aici cu ocazia aniversarea 90 a lui Vladimir, de la naștere a lui Vladimir Beșleagă, care, iată, în anul ăsta am primit și eu trei vârste de ale bibliotecii Onisifor Ghibu. Tot aici am avut plăcerea, onoarea de a lansa și romanul meu, Un strigăt pe Nistru, tot la inițiativa lui Vitalie Răileanu, care a și scris despre acest roman și care a organizat mai multe întâlniri aici cu elevi de la liceele din Chișinău, în cadrul programului Chișinău Citește, program care a inclus am trecut și romanul meu, Un strigăt pe Nistru. Este o deosebită plăcere să fie aici la Onisifor Ghibu, care este, eu îl asemăn cu un turn de filmeș localul acesta din cadrul clădirii Palatului Republicii. Aici întotdeauna este liniște, o atmosferă de creație și o atitudine deosebită plăcută din partea lucrătorilor acestei biblioteci. Sau bunoară acea campanie organizată de bibliotecă în cadrul unei campanii din cadrul tuturor bibliotecilor municipale, care era Fii deștept, ia un card inteligent. O altă acțiune deosebită pentru a motiva, mobiliza cititorii Chișinăului să vină la bibliotecă și să citească. Aici întotdeauna găsesc elevi, studenți care citesc, după cum spuneam, într-o atmosferă deosebită, liniștită, cu atitudine plăcută din partea colaboratorilor bibliotecii. Și de aceea, cu ocazia asta, îi îndemn pe mai mulți chișinăuieni să treacă pragul bibliotecii Onisifor Ghibu ca să se bucure de ceea ce se întâmplă aici, de evenimentele care au loc, dar și să citească, pentru că, ziceam, are un depozit de carte românească foarte deosebit și este o bibliotecă care trebuie să o susținem și să fim mai mulți care să-i spunem mulțumim și la mulți ani Biblioteca Onisifor Ghibu cu ocazia celei de-a 30-a aniversare.